De asemenea, este foarte important să demarăm procedura de curățare a instituțiilor publice de aceia care ocupa funcții de demnitate publică și care nu și-au exercitat funcțiile așa cum ar fi trebuit. Pot să vă spun că deja am început să semnez decizii și aștept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere ale secretarilor de stat, consilierilor de stat, secretarilor generali și a celorlalte categorii de funcții care depind de ministru și de premier, pentru că trebuie să readucem competența, profesionalismul, integritatea în fruntea instituțiilor publice și terminăm odată cu pilăra aia, cu nepotismul care au generat. Am semnat ieri niște decizii băiatului și așa mai departe. De altfel se vor vedea public în momentul în care vor fi publicate în monitorul oficial.